Sunteți pe canalul Cool Family. Și noi continuăm provocarea cine dintre noi ne cunoaște mai bine unul pe celălalt. Tăticul mă cunoaște mine sau eu îl cunosc pe tăticul, pe tăticul Sergio. Dacă n-ați văzut prima parte al acestui challenge, puteți să vă uitați filmulețul precedent. Sau noi link-ul puteți să vă punem în descriere sau aici sus. Aici, da. Așa? Okay? Ce facem noi? Eu am pregătit 5 întrebări lui Sergiu despre noi, despre mai mult despre mine. El a pregătit 5 întrebări despre el și eu voi da întrebarea lui, el mi-a dat întrebările mie. Vom scrie răspunsurile pe aceste table, după ce vom vedea cât de bine se combină răspunsurile, cât de bine noi ne cunoaștem unul pe celălalt. Dacă eu răspund corect, am eu un punct. Dacă Sergiu răspunde corect, are el un punct. Și la urmă vedem care dintre noi mai bine ne cunoaștem unul pe celălalt. Corect. Da? Da. Da. Ok, încercați voi să ghiciți, poate voi tot ne cunoașteți bine pe noi, măcar că întrebările sunt ceva mai mult de caracter personal, da? Mm-hmm. Bine, tăticule, data trecută a început tu primul, acum încep eu prima. Poate voi câștiga el. Da. Așa. Ascultă atent. Da. Care a fost obiectul meu preferat atunci când învățam la școală? Ok, eu ți-am zis, întrebările sunt ce n-ai discutat, ce nu, ceva inventat care el nu are nicio legătură, nu știi. Ceva ce n-am vorbit, ce cunoaștem. Hai. Ok. Eu știu care obiectul tău a fost. E că eu întrebarea asta n-am pregătit. Dar să văd dacă ții minte tu care e obiectul meu preferat a fost. Și? Ai văzut ce? Am văzut? Hai, scrie. Ai vorba să-mi comentezi de ce tu crezi așa. Și de ce îi numesc așa? Ești de auzit. Am ușor. 3, 4. Matematică, așa? Da. Prima la ce m-am gândit eu era matematica, dar am scris limba română. De ce? Știu că îți plăcea foarte tare să citești. Că se ducea în fiecare vară la bibliotecă, da, și lua cărți să citească. Foarte mult, te vezi, de când sunt telefoanele, laptopurile, mai puțin citesc, mai mult primim informație vizuală, dar când eram copil, foarte, foarte mult îmi plăcea să citesc. Da. Dar îmi plăcea și limba română. Eu recitam poeziile foarte bine la literatura română, dar obiectul meu preferat a fost matematica, mai ales algebra. Da. Așa că tipul e pare rău, dar nu ai nicio punctișoare. Și eu știu că ți-am zis aceasta, ție, că îmi place foarte mult matematica. Eu știam, da. Ai uitat. M-am okay, gândit la aspect. Întrebarea din partea ta. Aha. Ce culoare nu-mi place mie? Cât de simplu este. Ok, 4. Negru, neagră, culoarea neagră, da. Da, negru nu-i place tăticului. Mai bine lasă să fie albastru închis. Această culoare nu-i place tăticului. Poate să fie albastru închis, verde închis, cafeniu închis, numai nu negru. Adică... Și dacă găsim o mașină frumoasă, dar neagră, noi apropo vreau să ne cumpărăm cu o mașină, automobil, da. Și dacă o să fie de culoare neagră, nu o să luăm. Puteți să luăm și pe să vă obțin. Da. Ok, dar eu prefer oriu mai mult mașina albă să fie, nu de ce. Eu tot, foarte tare îmi place. Vedem care găsim, să rog să găsim ceva care ne placă, o să luăm ce mai bună, așa că... Noi să vă arătăm și vă cum să luăm mașina. Acest cadou vrem să ne-l facem noi nouă din ziua noastră. De 10 ani de căsnicie. 10 ani de căsnicie, pe 29 iunie. Așa că puteți să scrieți comentarii și vă felicitați. Da, de acum, felicitați-ne. Aveți această plăcere. 10 ani, vă imaginați, suntem împreună și ne răbdăm unul pe celălalt. Nu, dragii noștri, ne iubim. Se întâmplă, ca în orice familie, se mai întâmplă și înțelegeri. Dar noi mergem înainte, noi ne iubim, noi ne străim ca întotdeauna foarte repede să ne împăcăm și să nu ne culcăm neîmpăcați, certați și mâniați unul pe celălalt. Așa? Da. Așa cum scrie în Biblie, să nu apună mânie peste... Să nu apună soarele peste mânia voastră. Da. Da?
ca să dormiți liniștiți, pentru că nu știți ce se întâmplă peste noapte. Da. Adică să nu lăsați nici o zi măcar să treacă și voi să rămâneți supărați. Da. Încercați întotdeauna, mai ales dacă lucruri mărunte. De obicei, certurile se întâmplă după de la lucrurile mărunte, mințenicerile. Așa că pășiți peste ele, săriți peste ego-ul, ego-ul vostru. Da. Vă plecați capurile câteodată. Ce să ați făcut eu, mai da, bine? Și luptați pentru familia. Da. Ok? Mai departe, continuăm provocarea. Te-a răspuns corect, nu? Da, eu am răspuns corect și am un pic greșit. Super! Întrebare din partea mea acum, da? Da. Atunci acolo scrie 0, scrie acolo 0, da. Așa, mă, și ca ți-l scrie 0. Las că ajunge așa. A insistat-o. Ok, următoarea întrebare cu numărul 2 din partea mea. Mm-hmm. Care e desenul animat preferat de mine, pe care eu îl iubesc și l-am primit și de câteva ori și aș mai privi. Eu de obicei din animate filme nu le privesc două ori foarte, foarte rar, dacă îmi place foarte, foarte mult. Dar acest desen animat l-am privit și îmi place foarte mult și cred că tu știi care este el. 3, 4. Ah, da, Up, deasupra tuturor se numește. Dacă ți-ai minte, căsuța șefe cu multe balonași. Da, e foarte frumos și foarte super interesant și niște emoții poezie, da. Așa că eu am un punct. Da, tu ai punct. Care mă ridică mai sus, mai sus, balonașele. Eu ascult. Ce aș mânca atunci când sunt sătul? Ce aș mai mânca atunci când sunt sătul? Dacă este sătul? Ciocolată era, eu mâncau, desertul referat, eu mâncau ciocolată. Ok, ce ai mâncat atunci când ești chiar dacă ești sătul? Bună întrebare, nu? Bună întrebare. Hai să văd dacă îmi gâcesc. Produsul preparat de sejur, cred că ați mâncat ceva, Ana. Cărnița, carnea, da, așa e. De o bucată de carne nu se dacă mai este în farfurie o bucățică de carne, încă o bucățică, da, o ia. Să vă deschid un secret, Sergiu iubește foarte, foarte mult să mănânce. Carne. Carne, mai ales. Carnivor și iubitor de dulce este. Ok. Pot să-ți notez acolo 2? Da. Bine. Da. Asta nu e nota 2, asta e 2. Întrebare de partea mea. Ascultă. Așa. Așa. Tu m-ai întrebat care e fructul tău preferat, da, în episodul trecut, da? Așa. Acum zice, zi care e fructul meu preferat. Aha. Deci, să vedem. Chiar mi-e interesant ce s-a scris tu. Băi, știi ce am făcut? Am șters unul ceva, acum, până acum. Te-ai zis încă o dată, da? Da. Foarte mai. Așa. Nu știu, chiar... Stai că mi-a căzut pe cont ce să fac. Așa. Am îndoieli cu privire la fructul acesta, da? La... Rode. Rode, dar cu ce fel de kiwi? Kiwi le iubesc fetele, eu așa kiwile așa mai rar, nu prea tare. Eu mai mult aș prefera banana decât chivele, dar dacă ar alege, iubesc foarte mult rodii, iată, știi că rodii, ia. Se întâmplă mai multe rodii mie, rodii, bine? Așa de des cum ar rodii. Eu le iubesc rodii, că rodii le iubesc că încă din... Și ele sunt prea gustoase sau sacră întotdeauna în sezonul lor, te slimerești. A, nu, da. Da, dar eu iubesc rodiile, încă tot eu că ajută-mă, te rog, și-a scos. Iubesc rodiile încă de când eram însărcinată cu jasmine, atunci da, am mâncat da, foarte multe rodii, mâncam fiecare zi rodii. Aveam grijă eu. Da, și atunci că am început foarte mult să le iubesc. Și acum când văd rodii, vezi că mă duc roșii frumoase, apoi atunci pe mai apar rodii. Să știi că fructul meu preferat e rodia. Eu iarăși n-am grijă. Nu ai ghicit. A rămas cu punct eu cu două. Următoarea întrebare e cartea ta. Lasă-ți o întrebare. Care e cea mai preferată carte? A ta? A mea.
Întrebare foarte ușoară. Să-i răspunzi. Ah, da, da, da. Cea mai preferată carte a lui Sergio este 3-4. Biblia. Biblia. Exact. Biblia. Biblia. Cea care cel mai mult a citit-o probabil în viața lui, da? Da. Cel mai mult, care iubește ea să citească. Și a citit-o toată viața. Da, este Biblia. Tu de unde ai ce învățat din ea? Da. Și cred că de noi trebuie să iubim această carte. Asta e. Pentru că e cartea vieții, cea mai importantă carte care trebuie care noi să citim. Cartea pentru suflet. Da. Și cel mai, duhul. Da. Da. Ok, mai departe, o întrebare din partea mea. Tu ai unul, eu am trei de timpule. Da? Ceva parcă nu e ok. Cum așa ceva? Eu știu că tu mă duci foarte bine pe mine. Trebuie să fie atent la detalii. Întrebările sunt grele. Ok. Care sunt florile mele preferate? Yeah. Posibil că ai uitat, eu mai de mult am zis ție și într-un timp foarte des mi le cadonai mie. Spini? Nu, nu, nu. Ok, hai întoarce tu să văd chiar mult. Narcisul. Îmi place foarte mult narcisii, dar... La leaua? Și la lelii îmi parcă foarte, trandafirii. Crizantemele, ai, ai, ai. Da, adică nu știu, eu foarte mult îmi plac și trandafirii, și narcișii îmi plac, și la gerbile, și... Galbe, știu cât spui, și românițele mari. Narcișii galbe, da, narcișii galbe foarte mult îmi plac. Dar cred că cel mai mult crizantemele, știți ce îmi plac crizantemele? Pentru că ele se păstrează mult timp, ele mult vreo țin, lună de zile. Țin, da, deci ele îmi plac. Mai ales cele mărunte, cele mărunte. Și de mașcat tot îmi plac mărunte. A, știu, știu, știu. Da, da, da. Eu odată i-am cărunat, știu că de culoare albastră. Ți-ai uite? Da. Albastru deschis așa un azuriu. Da, da, da. Ok, tăticu, tu n-ai punctul. A rămas la 1 la 3. Hai, întrebare din partea ta. Eu pun ce am spus doar de 3 întrebări, așa? Da. Hai, de poate să am o dată sau 5 puncte. Băi, nu știu, este o întrebare grea. Hai să vedem. Care e casa mea de vis? Cam cum? Eu am mai vorbit odată, îmi pare că... Cum e că... Tu crezi că eu mă închipă? Cum e trebuie să fie? Câte etaje? Ce aș vrea să fie mie? Nu știu, întreba pe tine. Uite, trebuie, tu trebuie să scriu o istorie întreagă pe tablata sau cum? Nu știu, scrie. Sau în două cuvinte. Eu am pregătit special o întrebare pe nu, nu știam ce scriu întrebări. Ce trebuie să scrie anume detalii, cum arată ea sau adică ce faci mai la general? Mai la general. Mai la general, că tu și poți să nimerești mai bine. Dar tu nu ai vorbit vreodată de așa ceva? Da, parcă ți-am spus. Ți-mi minte când o duceam și Melissa la crădniță? La căsătă buburuzi. Și noi acolo vedeam multe clase pe pământ. Și am discutat, măi, că aș vrea să fie așa, 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 da? Nu ți-mi minte. Ia uite, ca și mie. Ok, hai să-ți scriu, hai să scriu, hai să scriu, hai să vedem. Așa. Scrie de dată câte... Eu cred că am scris mult ce vreau eu și Tama să văd dacă... Casa mea de vis, nu-i casa ta. Dar să vedem, poate visurile noastre se aseamănă. Mm-hmm. Tu gata, tăticule? Da, ea încearcă să te gândești câte o dai. Dacă ai scris, ai scris bine. Oh, câte o dai încă. O dai ție... Nu, o dai la fiete. O dai la câte o dai la fiete două dai. O dai nouă împreună dormitorul 3. Birou pentru tine 4. O dai pentru jucat la fete să joace 5. Limbi cu bucătărie 6 și o daie pentru oaspeți 7 și o daie unde să fie, cred că jocuri diferite, ceva din domeniul ăsta costumești, care îl lovești și acum, uitat costumești. Biliard. Biliard, cred că 8 odăi mă gândesc eu. Ok, 8 odăi. Mm-hmm. Hai.
Așa, uitați-vă ce am scris eu aici, practic o să vedea. Casa de vis a lui Sergiu, sau mai bine zis cea mea, este cu două etaje, cu piscină în o gradă mare, cu apă albastră, unde să noate, cu multe flori în grădină, are 8 odăi, după cum am zis, și multe, multe lucruri frumoase pe lângă ea. Și decoare deschisă. Tu știi că... Tu știi că vărea de doamne de rămblaje? Eu scris două etaje. Înseamnă că visul tău îți place mai tare. Eu scris două etaje, nu prea mare să fie. Aha, da? Aha. Oficiul să acordez pe birou, știi? Și cu 6 odăi și living. Adică 6 odăi... Deci cu 7-8 odăi. Așa. 8 odăi, două etaje. E clar că nu prea mare, se primesc undeva 4 etaj la primul etaj, 4 etaj la 4 odăi la primul, 4 odăi la doilea. Deci o căsuță așa micuț, nu prea prea mare, voluminoasă. Da. Înseamnă că tu ai... Dar tu doile să fie mai îmbogățită puțin, cu piscina și cu multe flori. Înseamnă cum, am înghicit eu sau n-am înghicit? Da. Așa. Da, uitați-vă și voi să vedeți. Cine mai visează la așa căsuță? Cum visăm și noi? 4 întrebări. Din 4 răspunsuri, din 4 întrebări am răspuns eu corect. Ticule, tu ai doar un punct acolo! Wow, ticule! Și acum răspund, întrebarea din partea mea urmează, da? Da. Și mai e o întrebare pentru mine, da? Da. Ok. Ticule! Da. Până acum să faci matematica. Matematica? Câte perechi de pantofi cu toc am eu? Nu cu platformă, nu cu... tapa dreaptă, dar anume cu toc. Cam cu toc. Cât e perechi pantofi am eu? Hai să văd dacă tu știi. Hai să vedem. 3, 4. 3? Aticule, cicu! Bună, nu? Eu cum mai fi un cu celălalt. Da, o pereche numai. A, nu. Tu e mai decât să ne mai cumperi. Cum așa numai o pereche de pantofi să aibă o doamnă? Cu nu, două... stai ne-o să vină încă de una neagră. Tu ai una cu bier și una neagră. Două cu bier. Două bier. Una cu toc subțire. Da. Cu toc subțire da, așa la ce deși m-am gândit. Cu banc. A doua cu bot, ușor rotund și cu tocul mai grosuț. Nu? Și o pereche negre. Treia. Trei pereche pantofi eu. E că mă înțelegeți, nu le încalți eu și gata. Eu numai trei perechi de pantofi am cu toc. Dar tu cu totul ai făcut săracă pe mine cu o pereche. Eram sigură că toți știi, tăticule, cum avea ceva. N-am acolo 50 de perechi, un alt eu. Nici tot vreau 50, pentru că nu cred că e înțelept să ai prea mult încălțăminte, să cheltui bani într-așa mult încălțăminte. Mai bine cu bani ce te faci un bine cuiva. Da. E părerea mea, adică nu mă spune ce care au să le multe, nu mă spune pe care cu părerea lui, dar așa sunt părerea eu, că decât să ai o daie plină cu haine și cu încălțăminte, mai bine cu bani ce ai faci un bine cuiva. Da? Da. Așa. Eu am doar 3 perechi de pantofi. Și sunt mulțumită, mai mult nu trebuie ăștia decât e cu toc, așa? O. Da. Eu am slimită. Mulțumită pentru ziua de astăzi. Mâine poate să se mai schimbe ceva. Ok, tu ai doar un punct. Un punct? Și un punct, cu un punct rămâne, ticule. Da. Deoarece întrebări din partea mea, gata, nu mai sunt. Ultima întrebare din partea ta. Hai, oferă-mi eu. Ok, ce mi-aș cumpăra chiar acum? Ce te-ai cumpărat chiar acum? Da, vreau așa de tare, chiar acum vreau să cumpăr. Ce mi-aș cumpăra? E chiar pe și în clipa asta. Dacă ai banii? Da. Dar magazinile de acolo și ce vrei tu acum? Nu, tu dai întrebări. Noaptea, magazinul e deschis acolo, ce vrei tu? Nu, tu dai întrebări care nu trebuie să le dai. Eu îți spun întrebarea, nu tu. Da, eu să nu, eu puteți că o să nu întrebare care e despre tine. O întrebare care... Ce vrei eu acum tare, tare să cumpăr? Ceea ce tu de obicei dorești, întotdeauna aș spune tare vrei, da? Da. Scrie. Ok, nu o spun. Eu sper că am închicit, se judeci ori spune asta și că vreau acum așa ceva. Hai să văd dacă te știu bine pe tine, îmi pare ca să ghicesc. Hai să vedem eu. 3, 4. Mașină! Mă, mică, nu știam cum să formulez întrebarea, dar așa.
Ce vreau tare, 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 mă aștept. Tu vezi ce am spus eu? Știu. Tu nu vrei acum la ceva? Avem... Mai tare vrei mașina acum decât Coca-Cola? Avem Fanta și Pepsi, avem în frigider. Tu te cu foarte mult iubești când anume, când e cald. Ce-ar mai bea acum o Coca-Cola? Ce-ar mai bea un suc acum? Dar nu e publicitate? Ce? Da, adică da. Dar un suc ceva așa, răcuritor ceva. Eu mă gândeam spun una din întrebări, băutura mea răcuritoare preferată. Și tot aveai să găsești. Te cumpărăm foarte tare să cumpărăm când mai vrei mașină. Te cum? Da. Încă puțin și cumpărăm. Încă puțin de el. Da. Înseamnă că eu am rămas cu scorul la 4 și tu cu scorul la 1. Și, dragul meu, soțior, nu mă așteptam că tu nu mă cunoști pe mine atât de bine, nu mă cunoști mai bine. Eu știu că tu mă cunoști foarte bine pe mine și nu mă așteptam că tu n-ați răspuns. Întrebările nu au fost formulate pe cum trebuie. Nu, adică e probabil că nu știi atât la detalii. Mă gândesc că așa ca un bărbat. Ceva la maxim, mult la maxim, femeile mult la detalii sunt atente. Așa sunt femeile, suntem deosebiți, suntem diferiți bărbații. Ne deosebim și... Asta și e bine, pentru că ne completăm unul pe celălalt. Da. Ok. Acesta a fost provocarea noastră. Sperăm că v-a plăcut, că v-ați trat împreună cu noi, că ați aflat informații noi despre noi. Și v-a fost interesant. Da. Dacă mai doriți să continuăm, atunci așteptăm întrebările voastre, întrebări pentru mămica, întrebări pentru tăticul sau întrebări despre mămica, întrebări despre tăticul și noi vom răspunde împreună. Și la veți afla, da, și veți afla lucruri noi, dacă vă doriți, scrieți-ne că mai dorim și așteptăm întrebările voastre. Acum da? Așteptăm și like-urile voastre. Neapărat, susțineți-ne cu like-uri, abonați-vă neapărat, vorbim foarte, foarte mult. Da. Și... Ne luăm rămas bun la voi, pe curând, pa, pa. Pa, vă dorim o zi frumoasă în continuare, pa, pa, prieteni. Video. Pa, pa. Pa, pa. Baby, pa, pa.